Dacă fetelor le plac băieții răi, băieții cu adevărat răi o vor doar pe ea. Este cea mai experimentată avocată din România, mai nou și cea mai rebelă. Fără să ezite nicio clipă, Paula Iacob s-a urcat pe o motocicletă. Nu este deloc o experiență nouă. Venerabila avocată era spaima șoselelor în urmă cu 30 de ani. Pledoariile ei la bară l-au scos pe Nicu Ceaușescu din închisoare. O doamnă elegantă care nu renunță la pantofii cu toc și la poșetă nici când vine vorba să răspundă provocărilor lansate de colegii noștri de la Antena Stars. Avocata Paula Iacob a făcut față cu brio unei ispite pe care n-a mai întâlnit-o de 30 de ani. N-am niciun fel de teamă, nu știu dacă aș mai fi în stare să o conduc cinstit, pentru că e puțin mai complicată decât cea pe care am mers eu. Prima oară nu, cred că au trecut cel puțin 30 de ani. Chiar dacă au trecut 30 de ani și chiar dacă nu e echipată pentru astfel de cursă, avocata Paula Iacob n-a uitat cum să se urce în șa. O ține puțin fusta când vrea să facă pasul pe cealaltă parte a motocicletei, dar nu se lasă și nici nu acceptă ajutor. Pe vremuri sărea în șa în câteva clipe. Acum 30 de ani, ea nu stătea pe locul din spate. Paula Iacob conducea motocicleta. E adevărat că... Era și mai mică capacitatea, atunci era 125 de centimetri, când mergeam pe 250, deja mă credeam stăpâna șoselelor, dar asta am înțeles că are 600, deci e mai importantă. Dar asta nu e un impediment pentru o aventură scurtă. Avocata știe că va fi ținta perfectă pentru bârfele unora, dar n-a pus niciodată preț pe gura lumii. Se vor găsi binevoitori care vor spune, iată, Paula Iacob e luată din loc dacă la vârsta ei să urcă pe motocicletă. Nu-s luată din loc, deloc, zic eu. Mi se pare ceva absolut normal. Dacă ar trebui să fac un drum și n-aș avea cu ce să-l fac. Și n-a avut. Odată așezată în șa cu spatele drept, așa cum le stă bine motocicliștilor, doamna avocată și-a salutat fanii strânși ad hoc pentru cursa de pe turnantă. A refuzat casca dintr-un singur motiv, să nu-și strice coafiura. Pedantă și elegantă, avocata s-a asigurat că de la viteză nu i s-a clintit niciun fir de păr și nu i s-a rupt nicio ață la ciorap. Ca pe vremuri, pentru că vecinii mei se vor speria văzându-mă pe motocicletă. Aici stau cu mașina. Trebuie să merg cu mașina. Subțire ca o gazelă, Paula Iacob a coborât din șa și v-a spus povestea...